dragii mei, acum vă voi prezenta tunsul în verde la un cais, care deja, cum se vede, are câteva caise. Anul acesta fiind un an foarte păcătos în timpul polenizării, fiind foarte frig, nu este o cantitate așa de mare pe acest cais. Dar neapărat trebuie să-i facem tăierile în verde, dacă nu deformează coroana pomului și dacă nu facem tăierile în verde, nici nu ajută fructul să crească mai mare. Vom începe. În primul rând, lăstarii la interior. Totdeauna tăieturile și la cais la cep. Lăsăm la cep. Mergem la interior. Aici altul. Lăstarii care sunt groși, un centimetru, un centimetru jumate la interior, se vor elimina. Dar niciodată pe vârf. Pe vârf nu se lasă pentru a se închide circuitul sevic, care circulă de la rădăcină către vârf. Aici avem un altul care ne încurcă, îl vom da jos. Un altul la interior aici, îl vom da jos. Totdeauna la cep. Aici avem un alt lăstar la interior, îl vom elimina. Îl dăm ușor afară ca să nu dobor în caițele. Aici altul tot la interior. L-am dat și pe acesta afară. Mergem în continuare pe următoarele șarpante. Aici avem unul, îl vom da jos. Aici altul. Aici încă unul. Voi trece pe partea aceasta. Se vede cum acesta iar este la interior, îl vom da jos. Mai avem unul aici sus. Aici. Aici am tăiat încă un lăstar, iar acesta fiind tot la interior, după cum se vede, l-am tăiat și pe acesta. Și am încheiat, cu mici excepții, aici mai avem unul, și am dat aer la acest pom. Aceasta a fost operațiunea. Dacă v-a plăcut, abonați-vă în continuare la acest canal de YouTube. La revedere!